vă rog să vă ridicați. Și pentru după masa aceasta, vreau să citesc un singur verset, verset pe care îl cunoașteți foarte bine, dar care consider că merită să-l așezăm în inima noastră și Dumnezeu să ne binecuvinteze prin faptul că îl iubim și versetul acesta. Evanghelia după Matei, capitolul 11 și versetul 28. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovorați, și eu vă voi da odihnă. Amin. Vă rog să vă reașezați. Permiteți-mi, vă rog, să vă binecuvintez și eu în numele Domnului și să vă spun că mă simt onorat să fiu cu dumneavoastră în seara aceasta la părtășie, să laud împreună cu dumneavoastră numele Domnului și să-L binecuvântăm că ne-a purtat de grijă până aici. Mulțumesc fratelui Sami, coleg de slujire, care m-a invitat în după masa aceasta să fiu împreună cu dumneavoastră și doresc ca Domnul să te binecuvinteze, să binecuvinteze bordul de conducere, comitetul de conducere și toată biserica în continuare. Am simțit prezența Domnului de când am intrat aici și parcă aș fi spus ca Petru altă dată, atunci când erau la schimbarea la față pe muntele Tabor: Doamne, este bine să fim aici. Salutări sfinte de la Cluj, Biserica Albinii pe care o cunoașteți, și de ce nu și din celelalte 12 biserici pe care cu ajutorul Domnului le slujesc. Peste tot se pregătesc frații și în perioada aceasta pentru întâlnirea cu Domnul Iisus. Și mulțumesc Domnului că și aici gândul acesta este în inimile dumneavoastră, un gând care va duce liniște, și anume că Domnul vine Maranata. Acum, uitându-mă la ceas, îi spuneam fratelui Sami că mi-a dat prea mult timp și aș vrea, dacă se poate, să mai cânte cântăreții, pentru că eu nu vreau să vă fac două bucurii, una că am venit și alta că mă duc. Vreau să rămânem cu o singură bucurie că ne-am întâlnit cu Domnul în seara aceasta și m-am gândit la versetul acesta pe care îl cunoașteți și permiteți-mi pentru această după masă, știu că ați avut predicatori mari în perioada trecută și m-am bucurat, am urmărit și eu să vedem ce v-a spus Domnul prin prea iubiții frați care au venit și m-am bucurat că prin tot ceea ce Domnul v-a spus a fost același adevăr, și anume, împărăția cerurilor este aproape. Acum, în seara aceasta, aș vrea să intitulez scurtul mesaj, așa, Sami: glas care cheamă, dar care nu obligă. Vă rog să rețineți gândul acesta de început: glas care cheamă, dar care nu obligă. Am avut în viața noastră fiecare parte de diferite chemări. Am auzit multe glasuri. Poate am auzit glasul celor dragi, care au plecat și nu mai sunt.
Amintesc, iertați-mă că vă spun, de glasul fratelui meu, lui Sandu. Era o zi de joi, luna mai, stăteam lângă el, îl încurajam, durerile erau mari și sănătatea s-a dus. Dar ca să ieșim din atmosfera aceea, l-am întrebat, Sandu, se apropie ziua ta. În fiecare an am fost împreună, am fost aproape. Ce ai vrea anul acesta să facem ca să-ți îndulcim suferința? L-am ridicat, că de-abia se ridica, l-am rezemat pe fotoliul în care era și, cum îl știți, a lăsat capul într-o parte, a dat puțin din mână și, lăcrimând, a spus, Nelu, eu anul acesta o să îmi sărbătoresc ziua cu îngerii în împărăția lui Dumnezeu, cu mama, cu tata, cu fratele meu care a plecat la 39 de ani, cu sora care a plecat la 49 de ani. Era joi. Și marți dimineața la 4 a plecat. M-a marcat glasul acesta. Fiecare avem momente în care am auzit glas care ne-a vorbit. Dar spre deosebire de toate glasurile de jos, în seara aceasta aș vrea fiecare să ne oprim puțin și să privim în sus, că în Biserica Philadelphia se aude un glas. E glasul care mă cheamă și dau slavă lui Dumnezeu că într-o perioadă atât de agitată, atât de tulbure, în care moartea mușcă într-o parte, în cealaltă, ia pe unul de aici, pe altul de acolo, încă se mai aude glas din cer, glas care ne este cunoscut, nu ne este străin. Dacă ne uităm în Cartea Vechiului Testament, în Geneza, în capitolul 3, întâlnim pe primii oameni, după ce au călcat porunca lui Dumnezeu, spune că glasul Domnului, versetul 8, glasul Domnului s-a auzit în grădină. Și când Dumnezeu îl căuta pe om, în loc omul să vină în întâmpinare, să se întâlnească cu Domnul, Biblia declară că primii oameni s-au ascuns. S-au ascuns că au conștientizat că au călcat porunca lui Dumnezeu, se vedeau în starea în care erau, dar Dumnezeu a continuat să strige, unde ești? Și în seara aceasta, eu simt că Dumnezeu este aici. Simt că Dumnezeu este aici. Și e întâlnirea mea și e întâlnirea dumneavoastră cu El. Dacă s-ar fi anunțat în turda că în seara aceasta președintele statului, că un senator de Cluj sau un deputat, sau poate altcineva ar fi venit aici la o întâlnire, Doamne, mulți ar fi venit să-și spună oful. Dar când e vorba de glasul special, glasul dulce, parcă oamenii s-au obișnuit și nu doresc întâlnirea cu Domnul, permiteți-mi să vă spun întreagăt patru adevăruri. Unu, e glasul celui care te iubește. Amin.
e glasul celui care te iubește. Și acesta e glas care când vorbește, se cutremură lumea. Spunea în psalm, împărățiile se clatină. Și aș vrea să vă amintesc un verset din psalmul 29. Hai să fie două versete din psalmul acesta, versetele 3 și 4. Vă rog să le afișați. Psalmul 29, 3 și 4. Uitați ce spune aici. Glasul Domnului răsună pe ape. Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul. Domnul este pe ape mari. Și versetul 4, glasul Domnului este puternic. Glasul Domnului este măreț. Amin. Și uitați-vă că în seara aceasta, glasul acesta se aude aici. Nu știu, suntem conștienți, dacă ne uităm la micuțul Samuel, când a auzit un glas, că l-a chemat, spune că s-a prezentat la preot, la Eli și a zis, iată-mă, m-ai chemat. Eli a zis, du-te și te culcă, nu te-am chemat. S-a dus. A auzit iarăși glasul, Samuele, Samuele. S-a prezentat la Eli. S-a prezentat și a treia oară. Și Eli a înțeles că pe Samuel îl cheamă Dumnezeu. Și a spus, dacă vei mai auzi glasul încă o dată, să spui, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Auzim glasul? Care e atitudinea noastră? E glasul celui care ne iubește. Vreau să vă spun că am avut parte de suferință, Sami, ca și tine, ca și alții. Și la un moment dat am fost în comă 93 de zile. 93 de zile. Și când eram pe terapie intensivă, șanse nu. În noaptea aceea s-a auzit un glas care a început să vorbească. Nu l-am auzit eu, nu l-a auzit nici Sandu care era lângă mine, nici soția, nici Vasile, fratele meu care e păstor. Glasul acesta s-a auzit în primul bloc de lângă spitalul în care eram. La două noaptea, o ființă îmbrăcată în alb s-a prezentat în familia unei doctorițe, Milia. O cheamă Milia Viorica și i-a spus, descolte îmbraci, te duci la terapia intensivă și cauți pacientul negrușer. Nu m-a văzut în viața ei. S-a culcat. La ora 3 a apărut același glas. Și a spus, te scoli și te duci, n-a dat nicio importanță. La ora 4 a apărut din nou aceeași ființă, a rostit aceleași cuvinte, dar a mai adăugat ceva, preiei cazul și eu îți voi plăti. Când a auzit de bani, a reacționat altfel. Și a trezit soțul care era lângă ea și a zis, vezi ființa aceasta îmbrăcată în alb, care a intrat la noi în casă? Și el a spus, nu văd, dar întreabă-l cine-i. Și când ea a întrebat, cine sunteți, a auzit glasul iară care a vorbit și a zis, numele meu este Iisus. E mărturia unei doctorițe și a soțului ei. Și când a auzit că numele este Iisus, l-a auzit și ea și el,
s-au înfiorat. S-au ridicat și la ora 4 și jumătate au fost pe terapie lângă patul meu. Și când a ajuns acolo, a întrebat, care-i pacientul negrușer? Și soția a spus, ăsta-i soțul meu. Și a zis, Doamnă, nu v-am văzut în viața mea. Nu știu cine sunteți. Ceea ce știu este că aveți un Dumnezeu mare. I-am auzit glasul în noaptea aceasta. Mi-a vorbit și m-a trimis aici. Când a auzit soția fericită, a scos ultimul plic pe care îl mai avea de oferit. Era ultimul. Și a zis, Doamnă, n-am nevoie. Cine m-a trimis aici? A zis că îmi va plăti. Și stătea de vorbă cu frații mei care erau păstori și a zis, n-aveți cum să-l ajutați. Plecați, mergeți și rugați-vă unde știți, cu cine știți și cum știți, că aici Dumnezeu trebuie să intervină și Dumnezeu face minune. Și a făcut Dumnezeu minune, că nimeni n-a dat nicio șansă. Dumnezeul care cheamă, Dumnezeul care strigă, Dumnezeul care vorbește, face minuni. Amin. Cum e glasul Domnului măreț. Este puternic și îmi doresc să-l auz în seara aceasta, indiferent că te-ai botezat în urmă cu ani și ani, sau poate chiar recent, să-ți vorbească Dumnezeu. Și știți ce? Nimeni nu este așa sărac ca să nu poată promite, toți promit. Cel ce-și ține făgăduința e Domnul. Amen. După ce au trecut zile, luni, săptămâni de suferință, cazul meu a fost trimis în Noua Zeelandă la Conferința Mondială a Medicilor, unde erau cele mai speciale, cele mai deosebite cazuri de pe întreg pământul acesta și s-a constatat că e cel mai special caz. Și doctorița care a auzit glasul și care a venit în întâmpinare a primit premiul de 50.000 de dolari și cu banii aceia și-a deschis cabinet. Și când merg de-ai noștri frați, se cunosc, îi întreabă, nu cumva sunteți de-a domnului negrușer? Și spun, ba da, nu trebuie să-mi plătiți, mi-a plătit șeful domnului negrușer, că Domnul vorbește. Aleluia! E glasul aceluia care te iubește. Și dacă poate la un moment dat ți-ai dorit să-ți auzi copiii care au plecat, străinătate, că așa-s vremurile, am întâlnit atâția bătrâni chinuiți la anii bătrâneții, Domnul care ia pe brațe, spune că nu renunță la noi, e glasul Lui. Dar știți ce vă rog? Amintiți-vă că în Evrei, în capitolul 12, versetul 25, spune adevărul acesta, luați seama ca nu cumva să nu voiți ascultați pe Cel ce vă vorbește. Luați seama că Dumnezeu spunea prin Iov, vorbescând într-un fel și când în altul. Dacă vă uitați în Geneza 6, acolo de la versetul 5, versetul 6, scrie acolo stricăciunea oamenilor. Și versetul 5 spune că Dumnezeu s-a mâhnit și a strigat Dumnezeu în continuare, îmi pare rău că l-am făcut pe om, că toate întocmirile gândurilor din inima lui sunt îndreptate numai și numai înspre rău. Și cu toate acestea, Dumnezeu spune, uite, am mai venit să te mai chem o dată datorită faptului că te iubesc. Te iubesc. În Ioan, în capitolul 10, versetul 4, spune, oile mele îmi cunosc glasul și nu se duc deloc după un străin. Auzi glasul, cunoști glasul, te cheamă. Și după ani și ani,
rămâne neschimbat, același, și spune, nu renunț la tine. Mi-amintesc, iertați-mă, iartă-mă să mai spun ceva. După o altă perioadă, eram tot într-o stare de 7 zile, că așa a fost, în urma unor greșeli medicale, și erau 7 zile de stare de suferință și la un moment dat aveam perfuzii în ambele mâini. Nu puteam nici să mă ridic de pe pat și la ora 1 ziua m-am rugat și am zis, Doamne, nu înțeleg care-i secretul de eu sunt aici, în agenda evangelizări și alte slujbe. Ce caut eu aici, iarăși, în salonul 20? Și mi-am adus aminte de Psalmul 20, să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacob, să-ți trimită ajutor din locașul lui cel sfânt și să te sprijinească din Sion. Și m-am rugat și am zis, Doamne, știi ce te rog? Vorbeam cu Dumnezeu sabică și noi slujitorii vorbim cu Dumnezeu tot mai des. Și am zis, Doamne, știi ce te rog? Trimite-mi pe cineva prin care să îmi vorbești. Dar cel pe care îl trimiți, să nu-l cunosc, să nu mă cunosc. Am zis să nu mă consider prea pretențios, că știți cum sunt vremurile noastre. Mi-am adunat mâinile și am zis, mulțumesc că m-ai ascultat. Eram în salonul 20, la 9, fără 10 minute seara. Aveam un coleg foarte rău, într-o situație foarte grea, l-au adus tot la urgență. A intrat un tânăr în salonul 20, erau 7 paturi. Eu eram pe partea asta, ușa se deschidea, era foarte greu de văzut patul de după ușă. Când a deschis ușa, s-a uitat și a zis, pe tine te caut. Astăzi, la ora 1 te-ai rugat, vorbea de, auzeau toți din salon, la ora 1 te-ai rugat și ai cerut ca Domnul să-ți trimită pe cineva prin care să-ți vorbească. Și spunea, eu sunt trimisul Domnului. Și spunea, ai întrebat pe Domnul, care-i secretul de ești aici? Și zice, știi care-i secretul? Și m-a lăsat pe mine, 4 paturi erau aici, 3 în partea aceasta, a trecut de la patul acesta unde eram, peste patul de la mijloc și a ajuns la patul de la geam și a zis, pentru el ești aici. Adică cel care era grav a dus la urgență și spunea pentru el și a început să-i vorbească și să-i spună, te cheamă așa, Nemeș Vasile, ai 42 de ani. Și zice, am venit să-ți aduc un răspuns din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu te iubește și nu renunță la tine. Și omul acesta la 9 seara în salon a strigat cât a putut, Dumnezeule, și aici m-ai găsit. Dar nici aici nu mă lași în pace? Și cine era? Să continui. Și spunea, dacă nu te împaci cu Dumnezeu, un rinichi este blocat, intrat în putrefacție. Al doilea este aproape ca și celălalt. Dar dacă azi te împaci cu Dumnezeu, vei fi transferat la un alt spital, un rinichi va fi extirpat cu celălalt, vei ajunge sănătos și vei trăi mult și bine. De ce? A continuat, pentru că rugăciunile părinților tăi stau înaintea tronului de îndurare a lui Dumnezeu și cer mântuirea sufletului tău. Omul acesta plângea. A ieșit persoana venită să plece, nu mai aveam perfuziile, m-am dus până la ușă și am început să merg după el pe colidor. El mergea repede, eu îmi zic, vă rog, mai încet un pic. Și am zis, nu vă supărați, cum vă cheamă? Și el a zis, numele meu este trimis al Domnului. Și când am auzit asta, în mintea mea, iertați, m-a venit un gând așa și am zis, ăsta e dezident. Că pe ăștia, dacă îi întrebi cum îi cheamă copilul Domnului Iisus, din asta nu-i scoți. Am mai făcut câțiva pași, el aștepta după mine și am zis, da, de unde sunteți? Și știți ce mi-a răspuns? Din împărăția lui Dumnezeu. Și am zis, mă, ăsta e tata dezidenților.
Că pe ăștia alalți de unde îi întrebi, spun din Valea Plângerii, ăsta e din Împărăția lui Dumnezeu. Și-am mai făcut câțiva pași. Și-am zis, v-am întrebat, pentru că vreau să suport și eu o parte din cheltuială, că ați venit până aici. Și știți ce mi-a spus? Drumul pe care l-am parcurs până aici nu poate fi plătit în bani. Și în momentul acela s-a făcut nevăzut, a dispărut la clipeală de ochi. Cum m-am rugat, Dumnezeu a trimis un înger prin care să-mi vorbească. Și când m-am întors înapoi în salon, eram cutremurat. Colegul de salon era cutremurat și a pus întrebarea, cum ăsta și eu am fost botezat în apă? Am fost botezat cu Duhul Sfânt. Sunt din familie de penticostali. Dar m-am căsătorit în lume. Și am uitat de Dumnezeu și m-am înstrăinat. Și-o zis cum rugăciunile părinților mai au valoare, că părinții mei sunt morți amândoi. Și când nu mai ești, mai au valoare rugăciunile. Și știți ce? A fost transferat la alt spital, a fost operat, astăzi este bine, în casa lor a intrat Domnul Iisus, soția lui s-a pocăit, copiii lui s-au pocăit, s-au predat Domnului. De ce? Mai este un glas care cheamă. Datorită faptului că ne iubește și nu renunță la noi. În al doilea rând, mai este ceva. A dovedit iubirea față de noi, plătind cu viața lui salvarea noastră. Aleluia! Amen. Al treilea adevăr, că timpul s-a dus. A mai făcut ceva. A pregătit un drum. A pregătit o cale. Și ne-a dat acceptul să mergem pe calea aceasta. Dacă vă uitați în Evrei 10 cu 20, calea cea nouă și vie, calea care duce spre împărăția lui Dumnezeu. Și în al patrulea rând, spunea mai devreme Domnul prin fratele Dani, că a pregătit pentru noi o împărăție. Vreau să mă opresc, așa cum vă spuneam, dar repet, unu, în seara aceasta la Turda e glas de Dumnezeu. Nu știu care e atitudinea noastră, atitudinea unora de aici. Dacă ne uităm în Exod, capitolul 5, versetul 2, spune că Faraon a pus întrebarea, cine este Domnul ca să asculte glasul lui? Și vreau să vă spun, Dumnezeu e Dumnezeu. Dacă ne uităm în Isaia 42 cu 8, spune, eu sunt Domnul, acesta nu este numele meu și slava mea nu o voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Dumnezeu ne vorbește, ne cheamă, Doamne ajută-ne să-ți înțelegem glasul și să nu ne ascundem ca primii oameni, ci să venim în fața Lui să ne prăbușim, spunând, așa cum sunt la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin, mă spală în sângele-s divin, o mielule, eu vin, eu vin. De ce ne cheamă? De ce dorește să stea de vorbă cu noi? În primul rând, pentru că ne iubește. Doi, a dovedit iubirea față de noi, plătind cu viața lui salvarea noastră. Trei, a pregătit o cale, a deschis-o și ne-a dat acceptul să mergem pe ea. Cea mai sigură cale, cea mai frumoasă pe care am îmbrățișat-o de la vârsta de 6 ani și mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul acesta de a auzi glasul, de a-i înțelege chemarea și apoi de a merge pe calea aceasta. Și doresc ca toți împreună, mergând pe ea, să ajungem la final, să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze! Dacă îmi doresc ceva, este să vă însoțească Domnul acum și acasă, să vă vorbească Dumnezeu la noapte, să vă vorbească Dumnezeu în săptămâna care urmează și să vă spună că este cu dumneavoastră, că nu v-a abandonat și că va rămâne cu noi câtă vreme și noi rămânem cu El. Domnul să vă binecuvinteze și să fiți sănătoși
în trup, în suflet. Și bucuria mântuirii să vă însoțească. Amin. Amin.